Domnule Curt, emoții până la final. Da, au fost mari emoții, mai ales că era un meci decisiv. Bine, nu era chiar decisiv, mai erau două etape, dar pentru noi am vrut să tranșăm meciul cât mai repede. Bineînțeles, jucam cu campioana ultimilor 12 ani și ne bucurăm tare să aducem titlul la Constanța după numai un an în Liga 2 și un an în Prima Ligă. Cred că e o performanță remarcabilă, doresc să felicit fetele, staful tehnic, pe Raluca, care a avut mare încredere în proiectul nostru de la început, și inclusiv pe toată lumea care a participat la obținerea acestui minunat titlu, primul din istoria clubului la fotbal feminin, și vă asigur că nu va fi ultimul. Când s-a pornit la drum, credeți că veți reuși așa repede să aduceți titlul la Constanța la feminin? Când am pornit la drum, am plecat de la început cu gânduri mari, cu gândurile să facem lucrurile cât mai bine, să aducem un suflu nou în fotbalul feminin românesc. Cred că am reușit. Însă este de-abia primul pas în epopea noastră actuală și viitoare, pe care dorim să-l ducem mai departe și să facem o echipă foarte competitivă și să jucăm în cupele europene, în grupele Champions League. Cum ați trăit meciul în tribune? Emoții mari? Da, am avut mari emoții. Fotbalul feminin este, ca toate sporturile feminine, un carusel de emoții și de întoarceri de situație. Ne bucurăm că am reușit în ultimele minute să înscriem și să ne asigurăm titlul din această etapă. Bineînțeles că mai sunt încă două etape de jucat, vom trata la fel de serios în continuare lucrurile, însă mă bucur enorm pentru fete, în primul rând, pentru staful tehnic și pentru toți colegii mei care au participat la obținerea acestui titlu. Este ca o consolare, să spunem, acest titlu, dacă echipa de seniori, Farul, n-a reușit în acest an să ajungă pe primul loc. Ne bucurăm foarte mult pentru că anul trecut am câștigat titlul la băieți, anul ăsta câștigăm titlul la fete, clar că facem lucrurile bine, încercăm să facem lucrurile cât mai profesionist. Încă nu s-a terminat campionatul la băieți, vom vedea ce va mai fi, însă mă bucur tare pentru că e un moment istoric de performanță în istoria noastră a clubului.